sunt mai vesel sau mai trist. Avem toate motivele să fim bucuroși. Victoria Uniunii Social-Liberale este una copleșitoare. Numai că, așa cum am mai spus și nu insist asupra acestui detaliu de natură personală, sunt un om care trăiesc cu reținere marile bucurii. Și pentru că în acest tip de competiții există foarte multă pasiune, foarte multă energie pe care o pun toți competitorii, sunt un om, ca fiecare de aici, care am câștigat sau am pierdut alegeri, știu ce simt cei care pierd, mi se pare indecent să te bucuri ostentativ în asemenea momente. Deci, și domnul Chifu și oricine să știe că după chipul meu nu mai trebuie trase concluzii politice. A fost o victorie zdrobitoare, a fost încă o dată dovada că Uniunea Social-Liberală este un proiect politic câștigător, că toți cei asociați în această Uniune au avut de câștigat. Cunoașteți cifrele pe care deja mai devreme, cu o foarte mică aproximație, Liviu Dragnea l-a dat, privitoare la mandate. Uniunea Social-Liberală va deține 2/3 din mandatele viitorului Parlament. Partidul Social-Democrat obține un număr record de parlamentari, record istoric. Partidul Național Liberal obține un număr record de parlamentari, record istoric. Partidul Conservator își constituie, are parlamentari pentru a-și constitui grupuri distincte. UNPR-ul este foarte aproape de realizarea 100% a mandatelor pentru toți candidații pe care a propus. Cu alte cuvinte, din toate punctele de vedere, există motive de satisfacție. Și trăim, vă asigur, chiar dacă cu discreție, această satisfacție. Și UNPR-ul a trecut prin alegeri. Și UNPR-ul, am spus. Da. A, păi dacă vă lăsați atras în diversiune de domnul Ponta, tocmai spuneam că și UNPR-ul este aproape de 100% în a-și atinge țintele pe care le-a propus. Am spus acest lucru, am martor. În fond, satisfacția cea mai mare este aceea că o majoritate a alegătorilor români a urmat proiectul nostru, ne-a dat girul și încrederea pentru acest proiect și îi asigurăm încă o dată, mulțumindu-le, că vom face tot ce ne stă în putință pentru ca toate așteptările pentru care dânsii ne-au dat acest vot să fie satisfăcute. Le mulțumim încă o dată și felicităm pe toți colegii noștri din toată țara, din toate partidele Uniunii Social-Liberale care au dus această bătălie foarte grea și care au obținut această victorie mare. Câteva lucruri simple sunt de reamintit. Uniunea Social-Liberală, care deține, deci conform votului de ieri al cetățenilor, o majoritate categorică în Parlament, iată de circa 2/3, are o propunere clară pe care toată lumea în România a cunoscut-o încă dinainte de vot, în legătură cu care, în cunoștință de cauză, cetățenii s-au dus la vot, și anume propunerea ca Victor Ponta, cu președintele Uniunii Social-Liberale, președinte al PSD, să fie prim-ministru propus, susținut de Uniunea Social-Liberală. În legătură cu acest lucru nu există niciun fel de dubiu. Îl vom prezenta și la consultările care vor avea loc conform Constituției la inițiativa președintelui. Vom merge acolo împreună, nu există niciun fel de ezitare, niciun fel de dubiu asupra acestei chestiuni și repetăm convingerea noastră că nu există nicio altă variantă, că nu e loc de alte combinații decât o reacție normală și anume în fața acestui vot masiv, categoric, edificator, Victor Ponta să fie desemnat prim-ministru, să facă echipa guvernamentală și să vină cu ea în Parlament să fie investit. Așteptăm de asemenea decizia pe care constituțional președintele o are de convocare a noului Parlament. Noi suntem gata în momentul în care, sigur, toate rezultatele vor fi cunoscute oficial până la detaliu și validate ca atare de Biroul Electoral Central. Suntem gata în orice moment pentru convocarea Parlamentului și pentru toate procedurile care trebuie săvârșite acolo pentru ca noul for legislativ să intre în atribuții și în funcțiune. Vom avea, cum se știe deja, un număr mult mai mare, semnificativ mai mare de parlamentari decât până acum. Acesta este
efectul legii electorale care a fost menținută. Reamintesc faptul că împreună cu Victor Ponta și susținuți de toți colegii noștri am inițiat și am trecut prin Parlament, am votat în Parlament un proiect de lege electorală care reducea și numărul parlamentarilor și propunea un sistem de vot mai clar și perfect just, anume uninominalul într-un tur, uninominalul pur, cum a fost el numit, că Partidul Democrat Liberal este cel care a făcut sesizare la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională a împiedicat, prin decizia sa, pe care sigur a respectat-o, acel proiect de lege să intre în vigoare, condamnându-ne, în ghilimele, la rămânerea în vigoare a acestei legi electorale, al cărei efect, în conjunctura politică pe care o cunoaștem, este sporirea semnificativă a numărului de parlamentari. Asta a fost legea, o respectăm. Din punctul nostru de vedere, sigur, politic se poate discuta despre oamenii trați de pe locul 2, de pe locul 3. Evident că mandatele sunt egale din punct de vedere constituțional și toți cei care vor primi aceste mandate au depline drepturi parlamentare ca reprezentanți în această calitate ai națiunii. Mă opresc aici și după ce și colegii mei vor comunica ceea ce consideră că este de comunicat, stăm și la dispoziția noastră pentru câteva întrebări. Eu vreau să adaug foarte rapid trei lecții după alegerile de ieri, care trebuie după aceea incluse și în prioritatea referitoare la sistemul electoral, una din prioritățile de modificare a noului guvern, care va fi prestată în Parlament în sesiunea din februarie. În primul rând, după cum ați putut să aflați, nu doar din relatările presei interne, ci din raportul publicat în urmă cu mai cu o oră de către observatorii OSCE, alegerile s-au desfășurat în condiții absolut normale, nu au existat disfuncționalități, cu atât mai puțin fraude, și cred că trebuie să punem în viitorul cod electoral niște sancțiuni foarte clare pentru cei care din irresponsabilitate sau doar din demagogie, înainte de a avea loc alegeri, ies și anunță fraude și în acest fel practic afectează imaginea noastră ca țară democratică. Înțeleg, sau mă rog, mi-e greu să înțeleg rațiunile electorale pentru care cu 5 zile înainte, fără să ai niciun fel de informație, dimpotrivă, având acces la toate informațiile care îți dovedeau că nu va frauda nimeni niciun vot, repet, doar din rațiuni demagogice și electorale, ieși și spui cum vor fi fraudate peste 5 zile alegerile. Dar cred că în viitor trebuie să avem politicieni mai responsabili și în codul electoral trebuie trecut în mod clar până unde poate merge bătălia electorală fără a afecta imaginea noastră ca țară democratică. Aici, în mod sigur, o să solicit, nu ca prim-ministru, ci ca deputat, Consiliul Național al Audiovizualului să aplice legea pentru toată lumea. Încălcarea flagrantă, încălcarea tuturor regulilor de către o singură televiziune, în condițiile în care toate celelalte au respectat sau sunt sancționate, denotă un regim juridic discreționar în care unii sunt mai egali decât alții și în care legea se aplică doar la unii și nu la ceilalți. Al doilea lucru. Sunt absolut hotărât și suntem absolut hotărâți să găsim soluția constituțională pentru ca alegerile să se desfășoare în acele perioade ale anului în care pot fi, pe cât posibil, evident, când e vorba de natură, pot fi evitate situații de genul celei de ieri. Nu vreau să reiau polemica cu domnul Blaga, e într-un moment dificil și nu e cazul. Dar aveți și dumneavoastră, ați publicat reacția domniei sale ca lider al PDL la propunerea mea de a avea alegeri în luna octombrie sau cel târziu noiembrie, atunci s-a opus, a spus că vor crește PDL-ul în sondaje până în decembrie.
de crescut n-au crescut, dar ieri ne-am confruntat cu o situație foarte dificilă și trebuie să găsim o soluție reglementată, constituțional și legal, ca momentele electorale regulate, vorbesc, nu de situații excepționale, să aibă loc într-o perioadă anului în care, pe cât posibil, sunt evitate asemenea evenimente meteorologice. În al treilea și ultimul rând, reiau doar ceea ce domnul președinte Antonescu a spus. USL respinge total blamul și critica pentru creșterea numărului de parlamentari. În viitorul Parlament, absolut toți, fără nicio excepție, parlamentari USL, sunt cei care au câștigat colegiile. Fie cu 50%, fie vor fi și cazuri sub 50%, dar de pe locul 1. PDL și PPDD, din calculele din până acest moment, nu au câștigat absolut niciun colegiu. Deci bonusul, numărul suplimentar de parlamentari, este acordat PDL-ului și PPDD-ului în baza deciziei Curții Constituționale din această vară. Nu este acum momentul de polemici, dar vreau să stabilim foarte clar cum s-a ajuns aici. Și USL-ul nu are nicio vină, dimpotrivă, noi am adoptat, imediat ce am avut majoritate parlamentară, o lege care reducea numărul de parlamentari. E adevărat, probabil că ar fi scos din Parlament Partidul Democrat Liberal, dar creșterea numărului de parlamentari este vina absolută a celor de la PDL. Din acest motiv, tot în sesiunea din februarie, în cadrul codului electoral, USL-ul va susține modificarea legii electorale. Avem trei variante foarte clare. Fie vorbim de majoritar pur și nimeni nu știe în acest moment, în 2016, cine o să câștige sau nu. Fie vorbim de revenirea la listele mult culite, dar care reprezentau până la urmă în Parlament voința proporțional exprimată a electoratului, fie vorbim de sistemul german, în care cine câștigă colegiul merge în Parlament pentru jumătate din locuri, cealaltă jumătate de pe lista națională. Sistemul pe care l-am aplicat în 2008, l-am criticat cu toții, după care l-am aplicat și în 2012 pentru că așa a vrut PDL-ul și judecătorii de la Curtea Constituțională, este clar că e un sistem prost. Dacă așteptăm până în 2016 să-l schimbăm, o să ne trezim că și în 2016 o să facem la fel. Așa încât în sesiunea din februarie, Guvernul va transmite către Parlament un proiect de cod electoral, iar Parlamentul va decide care din cele trei sisteme folosite în Europa este cel preferat, dar e foarte clar că această inflație de loseri, de pierzători de colegii, pe care aseară i-am văzut pe la televizor cum se lăudau, au pierdut colegiul și merg în Parlament. Și mi-aduceam aminte ce-i criticau pe unii de la noi care au ajuns așa. Da, mă rog, proata se întoarce. Sistemul acesta trebuie schimbat rapid în 2013 pentru a nu ajunge pe finalul mandatului parlamentar și a ne confrunta cu aceeași problemă. Acestea sunt lucrurile, vreau să vă spun, conform Constituției, după validarea rezultatelor parlamentare, Guvernul va intra în acel statut special de administrare a treburilor țării. Asta înseamnă, pe interpretarea Curții Constituționale, pe care evident o respectăm, că nu mai pot fi ordonanțe de urgență și proiecte de legi. Cu atât mai mult ne dorim, din partea USL, și îmi doresc ca și candidat la funcția de prim-ministru, să avem cât mai rapid îndeplinite procedurile constituționale pentru ca Guvernul să-și recapete toate puterile. Vorbim aici nu doar de ordonanțe de urgență, pentru că în vacanța parlamentară, după cum știți, nu pot fi emise. Vorbim de aprobarea de către Parlament a legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Proiectul de lege a fost deja trimis la Parlament, deci este în procedură, însă evident noul Parlament va adopta legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe în așa fel încât și pe perioada sărbătorilor să avem posibilitatea să intervenim prin acte normative acolo unde sunt situații de urgență.
Mulțumesc și... Da. Aș vrea doar două lucruri să spun și eu. În primul rând vreau să vă spun că a fost o victorie frumoasă, o victorie categorică, o victorie de care ne-am bucurat cu toții toată seara trecută, fiecare, sigur, așa cum a simțit, toată noaptea ne-am bucurat de această victorie, însă de astăzi bucuria se transformă în responsabilitate și am spus-o nu numai acum, ci și în perioada de campanie electorală, de pe data de 10 decembrie, nu avem o victorie de 66%, ci avem o investire de responsabilitate de 66%. Gândul nostru prea că astăzi către toți cetățenii care au votat ieri într-un număr foarte mare, neașteptat pentru noi în această perioadă. De aceea știu că acești cetățeni în momentul de față au nevoie de responsabilitate din partea Guvernului și mă bucur că în această perioadă, sigur, dincolo de întâlnirile politice, Guvernul își desfășoară activitatea în mod normal pentru cetățeni, așa cum aceștia au nevoie în această perioadă să se desfășoare toate lucrurile, adică în mod normal. Cum a spus-o și premierul la seară, cum am spus-o și eu, cum a spus-o cred și domnul Dragnea, n-am urmărit toate declarațiile, că după aceea au început să apară tot felul de interpretări. Noi vom discuta. Avem deschiderea anunțată de premier și susținută de noi toți, n-am vorbit doar așa în nume personal, de a discuta cu UDMR-ul despre orice posibil proiect în interiorul Parlamentului pe care l-am putea susține în asociere. Dacă vom ajunge din asta inclusiv la o formulă de cooperare guvernamentală, rămâne de văzut. Deocamdată noi așteptăm, ca și dânsii, ca și dumneavoastră, rezultatele oficiale și după aceea sigur că avem câteva subiecte majore. Pentru că aici nu e vorba de aritmetică. Nu avem nevoie, cum au înțeles greșit unii, nici de UDMR, nici de altcineva, ca să trecem un guvern prin Parlament, ba chiar ca să modificăm Constituția într-o formă sau alta. Dacă acest peste 66% din mandate, numărul acesta se confirmă. Ideea este că dorim, și acesta a fost principalul mesaj pe care premierul aseară l-a transmis chiar în prima sa intervenție, dorim un alt tip de abordare, o deschidere responsabilă, pentru că temele mari de construcție, care se vor regăsi în arhitectura noii Constituții, dar nu numai, sunt teme de durată, sunt teme care pot să excedă durata, activitatea unui singur guvern. Și am vrea ca această construcție să fie cât mai solidă, dacă este posibil să asociem cât mai mulți oameni care în Parlament reprezintă segmente importante ale societății românești, foarte bine să o facem. Avem, cum se știe, un acord și cu grupul minorităților și de asemenea această discuție care se deschide cu UDMR-ul și în legătură cu detaliile căreia veți fi, desigur, informați atunci când ele se vor finaliza. Numai un pic, că vreau să adaug ceva, dacă îmi permiteți. În discuțiile care au apărut evident de ieri seară, nu s-a mai reiterat ceea ce există deja, ori eu vreau să spun încă o dată, cu grupul celor 18 deputați reprezentând minoritățile naționale, noi am semnat un acord de colaborare nu doar până la alegerile parlamentare, ci și după. Ei au fost față de guvernul pe care l-am condus până acum extrem de corecți, extrem de de utili în eforturile noastre și vor fi și în continuare. Și eu probabil că miercuri, poi mine, o să am deja o primă întâlnire împreună cu colegii ai mei din celelalte formațiuni ale USL-ului, cu grupul minorităților, pentru a reconfirma această colaborare a noastră. Aici nu e vorba de faptul că ne trebuie voturile celor de la minorități, aici este vorba de faptul că ne ținem de cuvânt față de ei și că, indiferent dacă ne trebuie sau nu voturile lor, ideea de protecție a minorităților, a drepturilor minorităților, implicarea lor în actul de guvernare din Parlament, evident, este, din punctul meu de vedere, extrem de importantă. Dar primul lucru pentru mine este să mă țin de cuvânt. Pentru că atunci când le-am cerut sprijinul, am spus că nu le cer sprijinul doar pentru că îmi trebuiau voturile atunci, ci pentru că vreau să facem un proiect pe termen lung.
Și să nu vorbindu-se doar de UDMR, sigur, fiind mai interesant, să nu se uite faptul că avem acest acord, că îl ținem în continuare și că cei 18 deputați ai minorităților sunt, din punctul meu de vedere, partenerii noștri în continuare și în actul de guvernare. Au fost două critici venite ieri din interiorul PNL. Unul hașul de doamna Mihai Nicolae, care spuneau două critici esențiale, că UDMR ar trebui să-și asume guvernarea cu PDL și faptul că au avut același comportament la referendumul din această vară, ca și PDL, au invitat electoratul să stea acasă. Și de aceea nu ar trebui, în primul rând, din aceste două motive, nu ar trebui cooptați la guvernare. Așa. Hai să vorbim după ce ne vedem cu UDMR-ul, că dumneavoastră acum căutați ceva cu noi. Dar nu vreți să vorbim după? Deocamdată nu avem ce să vă spunem, nimic altceva. Domnul Chelele Cunos spunea că legea minorităților, statutul minorităților... Păi vă spunea dumneavoastră. Nu, spunea astăzi... Nu, vă spunea dumneavoastră în sensul că noi nu ne-am întâlnit ca să ne spună și nouă. Vă spunea dumneavoastră. Întrebarea mea, domnule primul... Întrebarea dumneavoastră este când ne întâlnim. Este de acord să sprijine adoptarea în Parlament, da, celebrul... Până nu ne întâlnim... ...și pentru grupul minorităților naționale, altele de Crucea Maghiară, și pentru UDMR. Va sprijini USL adoptarea în Parlament a acestui statut al minorităților? Când ne întâlnim, o să vă spunem. Și ați fi... Nu. Se urmează să se valideze mandatele. Deci va fi o întâlnire după anunțarea rezultatelor oficiale. Sigur că da. După ce se validează toate mandatele. Este de la UDMR, pentru că ne-am văzut la înțelepciune în ceea ce vă privește pentru a fi de acord cu dumneavoastră în funcția de premier. Veți merge la Cotroceni cu o variantă de guvern sau veți merge la Cotroceni doar cu nominalizarea dumneavoastră și așteptați ulterior? Păi așa e constituțional. Președintele desemnează doar primul ministru, după care eu mă întorc la USL și discutăm programul de guvernare, portofoliile și lista miniștrilor. Cu care mergem în Parlament, nu la președinte. Cu care mergem în Parlament. Așa spune Constituția. Nu. Dar nici nu era cazul. Doar în America sunt oamenii politicoși. Veți merge și dumneavoastră, domnul ministru, săptămâna aceasta la Consiliul European? Nu. Evident că nu putem să mergem amândoi. Domnul președinte vrea să meargă în continuare. Eu merg la Bruxelles, la reuniunea primilor miniștri socialiști. Da, dar la Consiliu merge unul singur. Ați vorbit despre modificarea Constituției pentru anul viitor. Da. Puteți spune, acest articol 103, privind desemnarea viitorului premier, cum va arăta în formula sau în Constituția prezidită dumneavoastră? Da. Exact cum arată în toate Constituțiile din Europa. Și anume, președintele cheamă primul partid, ca număr de mandate, îi încredințează dreptul de a forma o majoritate. Nu reușește, îi dă celui de-al doilea. Nu reușește nici al doilea sau al treilea, se fac alegeri anticipate. Oricum dorește președintele din acel partid? Nu. Iarăși o luăm de la capăt. Domnule Andrei, discuția asta nu există decât în România lui Traian Băsescu. Dumneavoastră credeți că s-au dus conservatorii la regină și regina aici nu-l pun pe Cameron. Am eu un prieten. Pentru că e porc. Nu poți să înghiți un porc, n-a zis regina asta. Domnul Andrei, discuția asta penibilă, nu există decât în România, perioadei lui Traian Băsescu, nici în România dinainte n-a existat. Se înțelege peste tot și dacă va fi nevoie acest articol o să fie scris așa, cum să spun, băbește. Deși dar nu o să mai fie Traian Băsescu. Nu există niciun caz în istoria politică a Europei, ca să vorbim doar de Europa, în care... câștigând în Germania alegerile, nu știu, creștini democrații, cineva să pună problema că altcineva decât șeful acelui partid este cancelar. În Marea Britanie, unde doriți dumneavoastră. Pentru că președintele, în această situație, ia act de expresia de voință a cetățenilor, care se materializează într-o anumită structură, într-un număr de mandate, într-o majoritate, discută cu partidul sau partidele care compun majoritatea, iar aici se înțelege că la nivel instituțional, sigur că el dă mandatul respectiv partidului,
adică celui desemnat de partid sau președintelui partidului, pentru că așa putem și noi să spunem că discutăm cu președinția, dar nu vrem cu domnul Traian Băsescu, vrem cu domnul Chifu. Vi se pare normal? E un lucru caragios. Nimeni nu s-a gândit că va ajunge Traian Băsescu președinte. Nu, o să le scriem cât mai clar, având în vedere experiențele triste din ultimii 7-8 ani. Foto de Constituție. A poporului înseamnă premier desemnat de la USR sau înseamnă propunere de premier Victor Ponta? Da, păi eu cred că atâta vreme cât noi am procedat cum se procedează în toate țările civilizate democratic și încă din niște congrese pe care formațiunile noastre toate le-au avut, am spus, omul pe care îl susținem noi și va fi prim-ministru dacă vom câștiga e Victor Ponta. Atâta vreme cât am intrat oficial în campania electorală anunțând alături de program și primul ministru, eu cred că votul de ieri, votul care a fost pentru USL înseamnă și un vot, evident, pentru Victor Ponta prim-ministru. Pentru că dacă cineva nu a agreat formula asta, vota cu altcineva, cu altă formație. Având în vedere schița aceea, nu pentru un vot pe care a făcut președintele viitorului premier, ne putem gândi, nu vă temeți de faptul că președintele va încerca să formulească în CV-ul dumneavoastră și să găsească lucruri pe care le poate invoca să încă nu finalizeze? Nu, nu mai. Da, vreau să vă spun un lucru. Greșeala fundamentală făcută de marele jucător politic Traian Băsescu a fost că nu și-a imaginat că vom fi niște oameni care nu ne temem de el. De acolo îi se trage tot. Vă rog. Doamnă, numai Sfântul Petru și ceilalți sfinți sunt fără pată. Noi toți muritorii suntem cu greșeli din trecut. Probabil că la școala generală am dat cu penarul după vreun coleg, probabil că s-am făcut destule fapte. Problema e mult mai simplă, cum a spus și domnul președinte Antonescu. Noi toți știam că domnul Băsescu este anchetat în dosarul Flota în 2004 și totuși o parte dintre noi, eu nu, dar o parte semnificativă l-au votat președinte. Noi toți știam în 2009 că ne-a mințit, că ea a fost prieten cu Vântul, că a folosit soluții morale și alte lucruri. A câștigat. Noi ne-am dus în campanie. Oamenii știau că sunt pisic, maimuță, plagiator, copilot, toate celelalte lucruri. Și au votat. Ne-au votat pe noi. Așa că... Asta este un mecanism clasic al șantajului care nu mai trebuie tolerat. Și cred că dumneavoastră ar trebui să nu-l mai tolerați. Dacă în CV-ul lui Victor Ponta, al meu, al celor care, al oricărui până la urmă candidat pentru o funcție importantă în sine de parlamentar în România, dar aminte de prim-ministru, cineva deține informații semnificative din punct de vedere public, avea obligația să le pună la dispoziția alegătorilor ca să știe când votează. Ideea că ar avea domnul Băsescu ceva ce ar putea să scoată este pur și simplu enunțarea la vedere a unui șantaj. Nu are nimic despre Victor Ponta, cum nu are nimic despre niciunul dintre noi. Fiecare ne cunoaștem și ne-am etalat absolut transparent biografia în ceea ce are ea relevant pentru publicul larg și ca atare toate aceste trăznăi cu portret robot sunt nu numai în afara Constituției, dar sunt ridicole. Iar vă dau exemplu cu Regina. Cum o vedeți pe Regina Angliei scormonind în trecutul lui Cameron ca să vadă dacă poate să-l înghită, indiferent ce fel de animal îl consideră? Da, domnule. Da, consider. Nu știu întrebarea, dar consider, vă rog. Nu. Categoric nu. Dar tot o să mă numesc. Da, corespunde profilului pe care îl doresc cetățenii și cred că asta e cel mai important. Dar din moment ce corespund votul exprimat liber de cetățeni, inclusiv dumneavoastră, poftim? Nu propun să vă conving pe dumneavoastră de la B1 nici măcar asupra faptului că astăzi este luni 10 și suntem las la sediul USL. Până la urmă nu mi-am propus să-l conving nici măcar pe Dan Diaconescu că n-a câștigat colegiul. El a câștigat la el. Fiecare cu viața lui, ca să spun așa. Vă rog. Cum
asta dă pe o știre. Asta este o problemă care cred că revine secretarului general al Senatului, nu președintelui Senatului. Eu nu pot să-i țin în brațe pe toți. Să vină cu scaunul. Să vină cu scaunul. Avea domnul Manciu o întrebare. Vă rog frumos să-i dați voie. Vă rog, domnul Manciu, pentru dumneavoastră, cu plăcere. Vreau să vă întreb dacă ați finalizat structura, propunerea de structură pentru nou guvern. Câte ministere propuneți? Și pentru domnul Antonescu, dacă are în vedere susținerea domnului Tăricianu pentru o funcție ministerială. Deci eu sunt foarte avansat cu propunerea de structura guvernului, dar o discutăm după ce am decretul de numire, vin frumos la USL, alături de colegii mei, o discutăm, portofolii, structură, nominalizări. Nu. Aveți dreptate, corect, e bună întrebare. Au fost alegeri parlamentare, de ce vorbim de guvern? Să vorbim numai de parlament. Nu e aceeași logică? Vă rog. Da. Nu. Eu nu am în vedere o asemenea propunere, ceea ce nu înseamnă însă că propunerea nu poate să apară în discuția, dezbaterea și decizia prin vot până la urmă, care în forurile statutare ale partidului va avea loc, firește, în momentul în care vom ști și vom conveni cu premierul structura guvernului și ministerele a căror responsabilitate o asumă Partidul Național Liberal. Atât cât estimez eu lucrurile și le configurez, le proiectez, nu l-am în vedere pe domnul Tăricianu pentru o asemenea funcție. Dar m-ați întrebat poziția mea. Deci nu e poziția partidului. M-ați întrebat dacă eu am de gând să propun. Așa m-a manifestat. Și eu v-am răspuns monosilabic și sincer. A fost nicio ședință. Și-a manifestat intenția până acum pentru... Nu avem portofolii deocamdată. Nu avem portofolii. Noi am avut o discuție pe subiectul ăsta la formarea sau înaintea formării primului guvern. Domnul Tăricianu a declarat și public atunci că, și cu bună rațiune, că a fost prim-ministru, că e mai puțin probabil sau mai puțin ispitit, să zicem așa, să intre într-o structură de guvern în care să nu fie prim-ministru. Acum domnia sa a declarat că în legătură cu asta nu știe, nu se pronunță, s-a declarat la dispoziția României, ceea ce este foarte frumos și ceea ce toți trebuie să fim, fiecare unde ne aflăm, și deocamdată este doar o discuție cu totul ipotetică. Și iar deciziile, până la urmă, când vom ajunge în stadiul acela, vor fi luate de fiecare partid și, sigur, în discuție și în coordonare cu premierul, care totuși are responsabilitatea finală asupra echipei guvernamentale. Eu am vorbit despre faptul că Partidul Conservator are suficienți, nu, PSD-UNPR are un singur grup. Partidul Conservator are suficienți parlamentari, suficiente mandate, ca să-și facă grup separat dacă dorește. E o decizie pe care o vom lua. Nu am studiat această posibilitate în momentul acesta, dar din calculele noastre, într-adevăr, sunt 12 deputați care au câștigat colegiile și 8 senatori. Și vom vedea la momentul potrivit. Și eu vreau să precizez... Asta e o chestiune, îmi cer scuze, doar o chestiune de nuanță care nu va influența sub nicio formă, chiar dacă dumneavoastră înțeleg cum ați preluat anumite intenții ale domnului președinte și practic sugerați... Mie să nu-i fi dat ideea abiatului. Eu vreau să precizez, în afară de faptul că PSD-UNPR au un singur grup, suntem de centru stânga și e normal lucrul ăsta, dar vreau să remarcați un lucru care poate fi mai puțin important, dar mie mi se pare absolut istoric. Cei doi candidați, reprezentând cele două partide ecologiste care de altfel vor și fuziona, domnul Remus Cernea și domnul Ovidiu Iane, amândoi au câștigat colegiile, candidând în mod oficial pe lista USL, din partea PSD. Amândoi vor face parte din grupul social-democrat, dar vă rog să remarcați faptul că familia politică europeană a Verzilor, iată, după foarte mulți ani, cred că a mai fost odată 96, dacă nu mă înșel, dar iată, după foarte mulți ani, revine cu reprezentare și în Parlamentul României.
Este un proiect la care am ținut foarte mult. Este un proiect care mi-a adus multe critici, dar faptul că și domnul Cernea și domnul Ianea au fost aleși, mă bucură foarte, foarte tare. Dacă nu mă înșel, un alt eveniment istoric. Domnul Ciorbea este parlamentar, da, USL, iar să nu o luați ca pe o răutate. Dar una din marile bucurii de aseară mi-a fost adusă de către colegul meu, șeful tineretului social-democrat de la Vâlcea, a candidat în colegiul Olchim, unde Ciocoi, știți, a luat 68% și urmașul țărăniștilor Lubăsescu a luat 16%. Da, sigur, dacă e vorba de bucurii, și aș saluta victoria cu totul spectaculoasă a unui om foarte tânăr, liberal de data asta, Paul Dumbrăveanu, în colegiul Roberta Anastase, tânăr, sub 30, cred. Și apropo de valurile de critici, să notăm întreagăt faptul că domnul George Becali a fost ales cu un scor perfect comparabil cu al celorlalți candidați liberali din sectorul 6 sau din alte sectoare. Ceea ce dezminte ideea și prăpădul preconizat de anumite grupuri de opinie, cum că alegătorii toți indignați se vor revolta împotriva candidaturii sale. Un candidat normal, ca și toți alții, care a obținut un scor în media USL pe sector și pe București. Și salut acest succes. După aia ne dați voie că noi, eu n-am mâncat de ieri, ca orice ciocoi ce sunt, mănânc foarte rar și... O întrebare. Da, bine, vă rog. Vă rog, da. Colegii noastre liberali din Harghita Covasna și-a exprimat îngrijorarea că în privința UDMR s-ar putea lua o decizie peste capul domnilor lor. Întrebarea peste capul cui? Peste capul liberalilor din Harghita și Covasna. Și întrebarea mea era, vă veți consulta și cu liderii USL din Harghita și Covasna în privința eventuale cooptări la guvernare a UDMR? Noi avem, nici nu știu cum să spun, încât să o scurtăm ca să poată mânca și primul ministru. Nu, că mă duc cu Mircea Dușea, deci, vă dați seama, din Harghita la masă. Eu înțeleg și am o legătură chiar foarte strânsă cu colegii mei din Harghita și din Covasna, care sunt ambii niște oameni foarte de isprav. Noi nu discutăm aici o chestiune locală. Victor Ponta va fi, cum am spus și zi și făcut, eu am spus la Târgu Jiu în campania electorală, că o să luăm voturi și o să avem un mandat în Parlament, cam cât FSN-ul din 1990, asemănările se opresc aici, restul sunt comentariile la B1, e doar aritmetică și s-a întâmplat așa. Și am spus că va fi cel mai puternic prim-ministru de până acum al României, de după 1990, pentru că va avea cea mai mare, cea mai solidă majoritate parlamentară în spate. Dar sensul acestui puternic referitor la majoritatea parlamentară sau la primul ministru nu este acela că va face sau vom face ce ne taie prin cap, ci este vorba de o viziune deschisă, de discuții care nu au de a face cu Harghita și Covasna. Deci noi nu discutăm cu UDMR-ul împărțirea Harghitei și Covasnei. N-au de ce să fie îngrijorați colegii noștri, dar de asemenea nu avem de ce să le cerem aprobarea pentru această discuție care are o anvergură națională și care excede, repet, chiar și mizele unei guvernări sau altă. Bun, cred că nu se băgați UDMR la guvernare. Eu credeam că despre asta am vorbit. Prima. Despre asta am vorbit. Eu o secundă, iertați-mă, dar e așa un moment mai de bilanț. Încă o dată, public, vreau să-l felicit pe deputatul USL care a câștigat un colegiu în Harghita, și anume colegul nostru Mircea Dușa. Deci putem să câștigăm colegii și iar eu aș vrea să-l felicit și eu public pe colegul meu, președintele PNL Teoroman, domnul Marin Almăjanu, care și-a câștigat colegiul cu scorul, cred, record, socotind și udemeriștii, de 86 și ceva la sută. Oricum, de mai avut în vedere că săptămâna aceasta este Consiliul European, credeți, da, că vor avea loc consultările la Cotroceni până, nu știu, înainte de sâmbătă, că se va face președintele și... Nu știu, o secundă, nu știu ce va face președintele. Știu că oricum nu se poate veni cu guvernul în Parlament înainte de data de 21 decembrie. Asta înseamnă, sigur, cu cât mai repede, cu atât mai bine, dar decizia aparține președintelui. Are cele 20 de zile prevăzute de Constituție pentru a chema nou Parlament, însă fiind și sărbătorile de iarnă, cred că e bine să ne mișcăm repede. Sigur, și dacă au avut, Doamne ferește, dreptate mai aia și să apucăm și noi totuși să investim guvernul.
N-am zis nimic. Să te prind apocalipsa la putere. Articolul 1 din Constituție este de negociat? Categoric nu. Scrie în Constituție foarte clar, articolul 1 nu se revizuiește. Atât cum Mureș a spus, liderul de mere spune spre mine, numai eu discut cu Hunor. România, este o prostie fără mare. Sigur. Așa că de la Mureș în Hunor? Nu, nu, eu discut cu el. Este foarte adevărat ce am spus acolo și mă bucur că ați citat. Mulțumesc!